Din episodul anterior, Foxy Sirena a aflat că în clădirea poliției stă ascunsă o sână. O sână care a fost închisă de șefa poliției. Foxy Sirena a eliberat-o pe aceasta și acum își face de cap. Oare este o zânărea sau o zână bună? În episodul de azi o să aflați faptul că această sână se îndrăgostește de băiatul Sirena și urmează să aibă bebeluși cu acesta? Ia spune, ți-ai dori o fetiță, un băiat? De ce nu? Ce? Sirenele. Sezonul 4, episodul 5. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Deci, wow! Chiar a venit toamna în Brookhaven? Oh my god! Ce copaci frumoși! O să mă duc să fac băiță și o să ies mai târziu prin oraș să văd ce s-a mai întâmplat. Au căzut frunzele. Am înțeles că s-a făcut ceva update în Brookhaven. Că-mi este atât de somn. Îmi este teamă că o să ațipesc în cadă. Bun, am auzit-o că merge la baie. Ha? Ce casă urâtă are sirena asta? Sper că mi-a lăsat ceva dinți. Am venit să colectez dinții căzuți. Ok, hai să-mi iau mersul. Am venit după dinți. Am venit să recompensez. O să-ți iau dinții și o să-ți las comoara. Ok, se pare că nu trebuie să mă strecor. A țipit. Unde sunt dinții mei? Nu sunt dinți. Hei! Sirena asta nu mi-a lăsat nici măcar un dinte. Cum se poate? Zgârcito! Zgârcito care ești! Cum să nu-mi lași, frate, un dinte? Nu meriți nicio recompensă! Nu o să-ți dau nicio recompensă! Da, da! O să plec mai departe să găsesc pe cineva care mi-a lăsat dinți! Puteam să jur că am auzit pe cineva vorbind în jurul meu. Sau? Poate doar am ațipit. Mă întrebam, oare unde o fi zâna aceea pe care am eliberat-o? Oare o fi în regulă? Oare ce va face? E o zână. Ce poate să și facă? Doar lucruri bune. 799. M-am întors cu mâna goală. Hai să vă arăt casa mea de zână. Va trebui să concep un plan, pentru că nu am reușit să strâng suficient dinți ca să recompensez copiii sau a venit cu recompense, cu bănuți. Da, nu convine situația asta. Însă casa mea de zână este superbă. Nu oricine își permite o casă din asta. Și ca să locuiesc în continuare aici, trebuie să strâng cât mai mulți dinți. Dacă nu strâng într-o lună 10.000 de dinți, o să fiu dată afară din casa zânelor. Adică uitați-vă și voi ce casă mișto pot să am. Am televizor până și aici, am tot felul de plante din astea decorative de care nu-mi pasă absolut deloc pentru că sunt o zână. Sta să vă arăt dormitoarele. Acesta este dormitorul de musafir, care are și o priveliște superbă asupra orașului. Așa, următoarea cameră este cea de copii. Bineînțeles, eu nu am copii, dar mi-aș dori cândva să am un bebeluș, dar n-am cu cine.
vedeți din nou priveliște. Frumos, frumos, aici mă relaxez eu. Cred că va trebui să mă angajez ca dentistă sau ceva, că altfel nu-mi fac norma de dinți pe lună și o să mă dea afară regina zână din casa asta de zâne, da, da? În fine, o să reușesc eu să scol la capăt, însă mie îmi place să mă relaxez în patul meu special de zână. Aici îmi refac eu toate puterile și am această piscină specială de zână. E atât de frumos la mine acasă, deci nu pot renunța la a fi o zână super bogată. O să mă duc să adun dinții copiilor, chiar dacă îi iau cu forța. Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Sunt doamna doctoriță dentist zână. Bună ziua, dar ce ești tu, zână? Ce tu zici? Tocmai asta ți-am spus, că sunt o zână. Văd că nu prea ai dinți în gură. Ți se mișcă dinții cumva? Ai venit să dai dinți la schimb? Adică îți ca dinții, trebuie să ți scoate? Păi nu te prea pricep, doamna zână. Păi da, vreau dinți noi. Ai să-mi pui niște dinți? Să pun, să scot eventual. Da, scoate-i pe iarăși și pune-mi alți dinți buni. Sigur, sigur. Te rog să te duci în sala de operație. O să vin imediat. Bine, doamna daripată. Bun, să vedem care este problema. Stai să mă uit. Faza este că mi se pare că nu ți se mișcă suficient de bine dinții și va trebui să-i scot eu cumva. Hai să vedem, deschide gura mare, fă a. Au, doamnă, ce mă doare! Încă puțin că scoatem dinții. Sau poate să-i scot cu acest dispozitiv special. Așa, nu prea merge, nu știu de ce. Hai să încercăm acum. Așa, încet o să smulg. Cred că o să-ți fac o injecție ceva, pentru că nu merge nici cum. Stai să-ți fac eu așa injecția asta. Bun. Deschide gura. Vă a. Așa. Așa. Am reușit. Ți-am smuls 7 dinți. Super! Grozav acum. Poți pleca? Ești gata? Da. Nu vine să cred. M-am săturat de copiii ăștia cu dinți defecți. Vreau și eu pe cineva cu dinți mai sănătoși. Pentru dinții ăștia defecți nici nu merită vreo recompensă. O să mă duc să caut oameni cu dinți perfecți. Nu este nimeni să mă servească cu cafea, așadar o să mă servesc singură. Ia uite că vine cineva. Wow, dar ce zâmbet perfect ai. Oh my god, nu vine să cred. Wow, ești perfect. Oh my god, cred că m-am îndrăgostit. Doamna, puteți să-mi faceți refilul la cafea? Că parcă dacă bei cafeaua în aceea zi, mai poți să-ți faci odată refil. Da, sigur, normal, dar eu nu lucrez aici, știi cum zic? Eu sunt dentist și mi se pare că trebuie să umblăm puțin la dinții tăi, pentru că sunt foarte, foarte perfecți și trebuie să vedem. O carie? O carie? Am vreo carie sau ceva? Sper că nu e nimic neregulă cu dinții mei. Da, nu e nimic neregulă, dar trebuie să vii până la mine, la cabinet. Este aici lângă și prima vizită la dentist este gratuită pentru tine, deci vii. Ce m-am speriat! Bine, gata, vin, doamne! Credeam că am vreo carie sau ceva. Nu! Wow, deci nu vine să cred. Ești perfect! Mi-aș dori un băiat așa ca tine, cu care să am copii așa. Ia spune, ți-ai dori o fetiță, un băiat? Sincer, nu m-am gândit la asta, dar de ce nu? Super! Chiar căutam bărbatul perfect!
Oh, nu, oh, nu! Dar de ce nu mă pot mișca? Trebuie să plec. Oh, doamne, la asta nu mă așteptam. Pe lângă că vrea să fie tăticul copiilor mei, mai este și sirena, doamne, ce sforă e. Fugă și o să-l duc la mine acasă, la casa de zâne și o să fac bebeluș și zâne cu el. Iuhu, ce grozav! Nu vine să cred că mi-am găsit alesul. M-am îndrăgostit. Ready for a demon, I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'm a into believing, got a taste for blood in my Deci, vulpițelor și vulpișorilor, se pare că zâna noastră este destul de malefică și își dorește bebeluș cu băiatul Sirena. Îi fură iubitul lui Foxy Sirena. Bine, nu este iubitul lui Foxy Sirena. Este crașul. Oare zâna aceasta, măseluță, o să reușească să aibă bebeluș cu băiatul Sirena? Oh my god! Deci dacă v-a plăcut episodul și vreți să vedeți continuarea serialului Sirenele, să scrieți în comentarii că vreți treaba asta. Aș aprecia tare mult dacă ați rupe pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată ca și voi. Ne reauzim data viitoare. Pa, pa!